Salut tuturor și bine v-am găsit la un nou episod din seria noastră de Violent, serie cu youtuberii. Așa, ca de început, aș dori, dacă se poate, să dați și voi subscribe la membrii din serie. Madalin, Toki, Alex Roș, cine mai e, Denis, Edward și așa, mai zis eu, aveți în descriere toți membrii, Mario și... În acest videoclip, deci am o idee super faină de etaj, deci nu o să vă așteptați niciodată la ce vreau să fac acum. Deci e o idee, bă, deci ideea asta mi-a venit. Sincer, m-am inspirat de la cineva cu asta, vreau să fac o terasă. Deci, bă, deci am o idee super faină. Așa că nu vreau să stăm prea mult la discuții și să trecem direct la treabă. Așa că hai să îi dăm. And years later. Are you ready?
Fraților, casa este gata, sau mai degrabă Palatul Becalei, că e o construcție destul de mare. Așa că hai să facem și noi un tur, să vedem cum arată. Torțele astea le-am pus acum, că noaptea când se spawnează mobina, poate se spawnează acolo, deși nu știu ce șansă era, dar în fine. Casa o să trebuiască modernizată și așa, dar nu știu dacă o să am timp, dar măcar, na, e construcția aici. Deci, bă, mie îmi place cum arată, e din capul meu casa asta, adică nu știu dacă o fi și în altă parte, poate cu alt design, dar habar n-am. Adică e din mintea mea ce am făcut acum. Bă, mie îmi place exact cum a ieșit la acoperiș să mă răge să mă, dar nu cred că ați văzut în timelapse, a fost numai acoperișul să-mi bag piciorul. Deci mi-a luat vreo 7 ore, cred, dacă nu mai bine. Bă, dar în mare parte, bă, mie chiar îmi place cum arată casa. Deși cred că o să o numesc Palatul Becali. Palatul Becali, bă, că arată bune, deci e mare rău. Hai să facem și așa la interior, să vedem cum arată. Bă, am făcut scările astea aici. Mie îmi place cum arată, deci designul, nu știu, cam o oră mi-a luat până am găsit designul ăsta și l-am făcut eu cu mâna mea. Bă, deci e beton, îmi place rău de tot. Urce aici frumos și scările astea așa, deci când am venit aici și am văzut așa, bă, deci nu știu, îmi place rău de tot și cum se vede de afară e altceva, mă, frate. Urce aici frumos în pod. Când plouă pe aici picură, plouă în pot, cum ar veni, dar bine, se rezolvă cu niște slab-uri sau niște stairs, nu știu. Dar lasă așa, că oricum nu suntem în viața reală aici. Bă, și podul chiar îmi place cum a ieșit, m-am chinuit eu mult la el, bă, dar arată fain. Hai să mergem aici să vedem că am făcut și două camere aici. Na, am pus la niște furnale și patul ăla și aici nu-i nimica. Hai să mănânc și eu. Deci e mondial cum arată, deci îmi place maxim. Și cam asta e priveliștea aia, cum se vede din F5. Oh, dar să fiu la mijloc aici așa frumos. Se vadă așa. Bun, deci cam atât a fost cu acest episod. Eu sper că vă place casa, a.k.a. Palatul Becali. Așa. Am muncit mult la ea, dar eu zic că se merită. Nu uitați să dați și voi un subscribe la ceilalți membri din Breazlă. Ăsta din Violent, din seria noastră de Violent. Și vă mulțumesc mult că ați stat cu mine și ne revedem cu următorul episod. Vedem ce facem. Aș vrea să facem o fermă de XP, să vedem cum iese. Eu sper să fie ok. Eu am fost Anox, nu uita să dați subscribe și ne revedem curând. Ciao.